Salutare, prietena, și bine v-a regăsit la un nou gameplay. Astăzi vom juca un nou joculeț intitulat Tavern Manager Simulator, un joc în care noi vom managerea o tavernă, un bar, un restaurant, cum vreți voi să-l numiți. Joculețul, bineînțeles, îl găsiți pe Steam și costă vreo 13 euro. De astfel, pe Steam găsiți o variantă prolog numită, care vă puteți juca gratuit. Și de altfel mai găsiți încă două jocuri similare, intitulându-se tot așa Tavern Manager Simulator plus anumite lucruri. Există chiar și un Tavern Manager Simulator plus IT. Deci bănuiesc că acolo vei face și ceva zonă de IT. Adică vei asambla un calculator, vei juca ceva probabil, nu știu, vei avea și o sală de internet. Habar n-am. Despre jocul de astăzi, developerii ne spun că va trebui să abordezi o tavernă care va fost abandonată. Tu practic o cumperi și vei dezvolta acolo propriul tău business. Vei încerca să restaurezi clădirea, vei încerca să faci upgrade și totodată nu vei putea face lucrurile astea dacă nu vei atrage public, dacă nu vei atrage clienți în locația ta unde vei servi cu diferite chestii, de la bere până chiar la mâncare. Așadar, haideți să-i dăm drumul, cam așa arată interfața, e foarte simplistă, după cum se vede pe interfață avem de-a face cu un joc destul de animat. Îi dăm aici un new game și hai să vedem ce înseamnă joculețul ăsta. Ce ne apucăm noi să facem aici, în primul și în primul rând? Deci asta e taverna. O să mergem aici și o să facem... ne-am luat un quest. Va trebui să vedem aici, să desfacem intrările. Practic dăm de la geamuri jos aceste scânduri și dăm un aspect de... ceva care e locuit, nu? Hai că o să dăm. Da, îmi place că dăm cu mătura jos aceste scânduri. E super faină gândită treaba. Chiar merge cu mătura să dai jos geamul cu tot, cu tot. Cu pervaz, cu absolut. Bun, ce mai avem pe aici? Se pare că asta nimic. What? Așa se numește firma noastră. Trei scânduri și un lămpaș. E bun, cred că aici... cred că aici o să facem noi o combinație, o schimbare. Ce mai avem pe aici? Opa, și aici avem ceva. Da, ok, le putem da și pe astea jos. Va trebui să intrăm înăuntru în tavernă. Aici nu putem să deschidem. Jesus Chryser. A, uite că pot să adun de pe jos. Clean. Trebuie să facem curățenie aici. Să adunăm cioburi, mizerii și așa mai departe. Ok. De pe unde avem, cred că, tab, nu? Habar n-am. Momentan nu. Ce e asta? Bă, mizerii sunt o grămadă. Dar pentru început, după cum văd, ne dă să adunăm doar cioburi. Sparte. Mamă, ce-i pe aici, câta păienjen, câta jegu pe aici, bă, băiatule. Bă, băiatule, aici facem noi tavernă, aici ne facem noi propria business, businessman. Atât, deci ne-am luat cioburi. Ce-i aici? Oh, my man. Sticle sparte. Ok. Deci, cred că a fost prădat aici, în această locație. Am ca sigur, totul s-a spart. Cred că un chef nereușit și s-a lăsat aici cu petrecane care a făcut barul ăsta, taverna varză. Oh! Poftiți, vă rog! Good evening! Good morning! Opa! Hold tab! Stai așa că avem tabul pe aici. Așa, chestii interesante pe tab. Avem și o tavă. Nice. Da de mătură, ce ziceți? Ce facem cu mătura? Deci dăm și cu asta pe jos. Stai să vedem dacă putem pe aici. Aha. New quest. Hai să ne ștergem toate mizerile de pe aici. Să încercăm să o punem pe roate, nu? Taverna noastră, dragă. Să așteptăm primii bețivi să vină să ne facem bani. Aici cred că a fost vomă. Jesus Christ. Ok, hai să vedem pe unde mai avem. Aici mai avem... e pământ aici sau ce e ăsta? Pur și simplu. Ok.
Ok. Hai că se pare că cam asta au fost. Nu prea putem să facem nimic. Ok, cine ne aduce aici? New quest. Ok, deci va trebui să iau astea și să acoperim ceva anume sau să le luăm doar de aici, să le adunăm. Adunăm niște... Habar n-am ce-s astea. Niște pături, niște... I don't know. Jesus Christ, pe aici nu putem intra. Oh, deci am luat alea să acoperim astea? E, mă, frate, fii atent, punem pături, deci mormântăm, practic, taverna veche. Atât, ia de aici. Punem pe ea aici să nu se vadă mizeria, știi, ca să funcționăm așa că vine sanipidul peste noi și ne ia. Opa, ne-o dat aici, posibilitatea să intrăm înăuntru. Hop! Good living. Ce e aici? Aici e camera mea, unde dorm eu, bă. Haine nespălate. Și practic aici manageriem noi toată combinația, nu? Aha, deci ne spune cum să facem, practic, să aducem prima bere, nu? Hai să luăm de toți banii. Atât. Nu știu ce am făcut, dar am cheltuit toți banii. A, și uite aici avem gradul... A, deci ne aduce prin delivery, ne aduce bere, ok. Deci, practic, ăsta e primul level. Level 2, 3, 4... Mamă, 5 levele. 6 chiar. Jesus! Mamă, câte levele sunt, bă, băiatule. Deci putem să facem level 12 tavernă din aia luxury. Opa, s-a auzit un cal. Iha! Unde? Ah, văd semnul acolo. Spune un indiciu ceva în semn. Opa, a venit butoiul de bere, bă. Alo! What the hell? Ce ne-o da, mă, din butoi? S-a transformat berea în sac, mă. O facem aici? Ce e aici? Asemnă. Am înțeles. Deci o luăm din căruță și o aducem practic aici și se transformă în butoi. Bă, mă lași, bă, nene. A, fii atent aici. Ce e, mă? Nu cream water. Nu avem apă. Asta, da. Opa. Am zis eu că aici trebuie să facem ceva cu acest semn. Da. Aha. Ok. A, deci ce ne putem face noi, cum e, ce sigla. Cred că asta arată faică și cu butoiul de bere, nu? Dacă tot vindem bere. Ok. Asta o lăsăm. Am întors-o în stradă ca să o vadă ei când trebuie. Bă, ce șmecherie! Deci când e în coa nu funcționează, când e în cea parte funcționește. Hehe, bă, pa! Aici punem bere, bă, în pahare, fii atent, în halbe. Și după aia servești clientul, pac, îl iei cu tava. Interesantă combinația. Mamă, dar trebuie să duci până acolo în verdele ăla. Ca să fie perfect, să punem perfect în halbe. Dacă punem mai puțin, o să bâlbâie ăștia, o să facă gălăgie. Mă, man, de ce mi-ai dat bere puțină? Airless! Atât? Hopa, o venit! O venit! Prima clientă! Dăm un click. Ce dorești? Stimabilă. Mi-a dat un punct. A, o halbă de bere, cum luăm de aici? Așa, și o ducem aici și o servim. Ia să vedem ce zice. E cam tare. Bă, să ai poftă. Hai că mai vine unul, fii atent. Hai că deja am început business-ul. Salut, man, ce vrei? Cu ce te servesc? Îmi plac dread-urile tale. O bere vrei și tu. O sfântă bere, aleargă și vine. Nice. Altceva? Te mai pot servi? Asta a băut. Opa, ne-a lăsat bani. Jesus Christ, cum facem cu banii? Cum îi luăm?
Aha, pe tavă, direct. Încă unul. Deja avem clienți de nu biruim cu ei aici. Tot bere. Aia să fie. Bă, da. Cum fac să scap de mizeria asta pe tavă? O, că am luat-o așa. Bă, scuză-mă că m-ai venit cu o halbă murdară, dar pana mea nu știu ce să fac cu ea momentan. A, cumva aici, bă. Punem aici la... clean. Da, bă. Le-am băgat aici la spălat, bă, cred că se spală acolo. Ei, hey, salut! Hello, lady! What's up? Îmi place... ce dracu-s astea? Îmi place decolteul dumneavoastră, e splendid. Aproape că te-aș invita la o anotar bere. Opa, de aici chiar... Bă, ce-o făcut ăsta aici? O vomitat pe masă. Fută-te, Starling, de ciurdeș. Bă, ăsta o vomitat, bă, ce facem aici? Ia uite, bă, care... dăm cu șervețelul, așa, clean up, nice! Ascunde asta, ascunde halba. Hello, lady! Îmi place și de dumneavoastră, n-ai decolteul lui Gagica, dar hai să te servim și pe tine cu o bere. Jesus Christ, să nu vomitați pe masă, vă rog frumos, că a fost un client adineaur și a vomat acolo pe... dai noroc, să trai! Parscă buza vede, buza vede! Ua, pe crezi că eu n-am bere? Bă, ne-a pus asta. Oh my god, oh my god. Bă, dar astea le pot spăla sau ce o să fac cu ele? Să aduc capă din fântână? Cum pana mea să aduc capă din fântână? Că... Bă, mai am o bere, mă. Cred că o vrea ăsta, mai mult ca sigur. Hai să-l întrebăm întâi. Ok, salut. Ce dorești? Cu ce te servim în afară de bere? Că doar bere avem. Ce zicea? Chiar bere? Jesus Chryser, bă, frate. Bă, dar cum aduc eu apă? De fântâna știu că e aici, da? Aha! Auto grab, învârte. Aha! După ce bei două beri, dacă faci chestia asta, e vomat lângă... Și unde e apa? What the hell, man? Ai aici, bă, frate. Ok. Go cu apa. Mamă, cum s-a dus apa din prima. Și acum ce fac aici? Deci e cana drag and drop. Aha. Și-o punem aici. Aha, deci asta e procedura. Cu ele și vrup. Ai, ce șmecherie, aici le spălăm, frate. Spălăm halbele și... Pe urma 3, am băgat 4 aici. What the hell, man? Bă, stai că nu mai am bere. What the fuck? Nice. Bă, dar beau ăștia, bă. Ok. Cam atât că 2 sunt. Ia să vedem. Tu ce vrei, prietene? Și că e bine să vorbești cu ei, să le spui, pentru că să-l întreb ce dorește. Știi că îți dă câte un punct de fiecare dată, vezi? Îți dă câte un punct când îl întreb ce vrea. După aia dai cu berea în nas. Bă, da, aici. Cum făceam? Aha. Auzi, ăla ce oborât aici, bă, ce orgăit. Jesus Chryser. Aha, deci pot să punem puncte acolo, să ne mărim combinația. Bun, da, aici. What the hell, man? Deci trebuie să ștergi bine acolo, că altfel... Mai am din astea, am. Și că asta cred că e toată combinația. Deci pur și simplu aduci... Halbele aici le speli. Uite, am văzut cum să pune și pauză. Iar te duci. Oh my god. Bă, stai că mai am o gagică aici care vrea siguranță bere. Hai să o întrebăm. I-am dat click în decolteu. Chiar acolo am dat, pe bune. O bere doriți, nu? Da, îmi cer scuze, glumeam doar. Ok, cum fac asta? Așa. Bă, da, numai asta facem, n-avem un om aici plătit care să... Deci am băgat două halbe și am spălat una. Hai că cineva ne fură halbele. Bă, da, ce ne cheamă aici? Ia stai așa să vedem. Ok, delivery,
Sold out, ce avem aici? A, level 1. Deci să dăm 25 de bani, hai că dăm. Și ne-a dat un coș de rufe, ce e asta? La masa unde spălăm. Bănesc că ne-a dat un upgrade acolo. Ne spală mai multe halbe. A, gata, prietene, acum vin. Ce dorești? Te salut. Te-ai bășit! Uai, ce nemernic, te-ai în gură încă. S-a bășit, bă! Bă, ți-au zis ce-o pârță-i căcăciosule. Nu râde, bă, că... Asta, ți-au zis ce-o purăită ăla. Prrr. Hai că avem de-a face cu oameni civilizați aici, numai unu și unu. Deci afacerea noastră e pe de toate. Da, da, de ce mi s-a blocat aici? Da, și după ce ne-a dat aici un crash, un mare crash, nu știu din ce, cred că mi-am băgat mâna în apă prea adânc și m-am ars la lămpaș. Opa, nu mai avem bere. Jesus Chryser. Bă, avem clientă și nu avem bere. Oh my god, cum făceam comanda aici, la masă, delivery, bere câte să luăm? 20 am luat bere. Așa, dar stai să vină berea, că parcă că muzave... mai vine cineva și nouă, nu ne vine. Căruțaș! Come here! Bă, livrează asta noptea. Auzi, iau-te-l aici cu... Bidrom. Deci putem să dormim de acum. Ok, o să mă duc să zic la aia că mă culc, că să dorm, că s-o gheia programul. Ăla e. Uau, câte butoaie de bere am luat aici. Bă, dar parcă nu i-aș lăsa să plece așa nebăuți, nu? Uau, perfect. Good. Deci dacă dai numai pe galben, nima good. Dacă dai în verde, perfect. Jesus. Uau, și în vârf, în ăla roșu, e bad. Și ca aia e o trăvită din vârf, nu-i bună pe roșu. Deci numai pe verde și galben. A, atenție mare, deci uite cum se vede halba aia. Jesus Chryser. Domnița asta a fost prima. Ok. Așa. Pe tine acum, salut. Bețivanele dracului, de unde veniți la ora asta? De unde veniți desplătitelor? La orele astea? La băute aici? Bine, nu trebuie să vorbiți așa cu clientul, că nu mai vine în veci. Dar eu am profitat așa că nu mă aud astea surde. Ăla-i? Sper să nu mă bugui iară. Nu m-am buguit. Mă bugui acolo în baltă, nu știu de ce. Dar ar trebui să dorm? O zis că pot dormi? A, păi nu pot să dorm, ca în client, zic că. La ora 22. Și e 1 ora. A doua zi. E gata, am depășit programul. Nu mai pot să dorm acum, cred. Cineva a vomitat lângă butoi. Jesus Chryser, s-a nipidu pe noi. Mătură. Mamă, care-o îndrăznit să vină aici să vomiteze? Băi, muncă grea asta cu clienții. Tocmai vine unul, mă. Bă, ăștia beau și noaptea, mă, ferească Dumnezeu. Hai cu halbele la spălat, că vine client și n-avem halbă. Îi dăm lui ăsta halba aia care n-am umplut-o, să vedem ce zice. Salut, prietene! Bă, știi, am o problemă. Au fut-o te în gură pentru că ai râgâit? Ia-ți tu zgura, mă! Opa! Ia de aici! Aaa! Pentru că ai râgâit, porcule și ordinar! Așa... Bă, ce mai putem să facem aici la... Dacă tot nu dormim, că am preferat să stăm cu clienții, ia să vedem ce putem să facem aici. Deci pentru level 2 trebuie 50 de bănuți, ceea ce eu nu i-am încă. Deci nu mai trebuie să vând bere. Hai că a plecat și ăsta. Bă, bine că ne-a dat bani totuși. I-am dat o halbă de bere numai puțin plină. Dar pentru faptul că o râgâit, l-am pedepsit așa. Cu o halbă nu tocmai plină. Bă, apa avem acolo. Deci cam ar trebui să stau cu ochii. Din câte văd eu, aici trebuie să te miști foarte repede. Cu ochii pe apă, pentru că aici vom spăla halbele. Treaba ce o să facem de la fântână. Ia să mai scot eu din asta de apă să avem aici, nu? Au, ce mi-a dat asta în gură una. Am scos apa de cerească sfântul. Dar o lăsăm așa. Ok, butoaie de bere mai avem două. Și a, uite bă, am vrut să dorm și nu mai pot să dorm acum din cauza că am avut client. Jesus Chryser, n-am avut client, am stat să...
Și acum nu mai vine unul. Mâncați așa. Mai vine unul să bea bere acum și am rămas noaptea să stau cu ei aici. Hai la bere, bă! Hai la bere, obosâților! Am bere proaspătă, era să zic caldă. Am bere cu vânaripă, veniți și beți. Hopa, vine, hai! Nu cred, n-ai curaj să vii. Hai la bere! Hai la bere! Direct. Direct cu berea pe tavă, asta plină, așa cu scântei. Să-l pun pariu că aci te așezi în mijloc, aci te așezi. După mers, legănat de botoșei, înhămat, acia te pui, fii atent. A, nu te-ai pus în partea asta, te-ai vrut să fii șmecher. Bun. Ce dorești? Parcă ce dorești, încă o dată. Ești bâlbâit, mă scuzați, am trivat de două ori. Bere, da? Poftiți. Mă scuzați, am pus berea pe mână. I-am pus berea pe... Noroc, să trăiești. Nu mai bine, să-ți faci casă în București. Ah, și datorii la Odobești. Hai să mai umplem niște halbe pe aici. Perfect. Deci nu mai trebuie să dea în roșu. Am mai dat un amber. Fu, tu te naripă și tocmai acum am zis, bă. Tocmai acum am zis să nu mai punem pe roșu, bă. Mai bine gold din ăsta, vezi? Da, am mai făcut un autrăvit aici, vezi? Acum cine o bea asta? Lasă banii. Aoleu, ce ai făcut, mă, țoc? V-am altul care o vomat pe masă. Bă, nu-mi plac clienții ăștia care vin și târnui așa aici. Trebuie să ștergem după ei și mica îngrăreață. Dar în aripă încă. Hai cu halba. Spalăm-o bine asta că a fost ăsta vomitarul. Ăla-i. Hello, te salut. Ce ochi frumoși aveți. Mă lasă, ți-i scot. Mă lasă, te privesc. Ia să dăm aici o bere la stimata domniță. Hello. Mă tot uit cu jint aici la patul ăsta și nu pot să mai dorm. Deja mi-am bulit programul din prima zi de lucru. No, anaful-i pe mine și mă îngenunchează. Mă, dar aici ce avem noi aici pe harta asta? Trebuie să mă duc eu afară un pic prin împrejurii. Iar cineva a vomitat aici, ferească. Dumnezeu vede clientul, ne părăște, ne bagă în pușcărie. Nii, mă, că astea nu le-am dat jos. Hai, stai să dăm și aici jos. Aceste minunate scânduri de la geam par scăvuza, vede mătura care mătură geamul. Ăla-i, mă. Am luat și aia otrăvită, nu? Acum să vedem la care îi se potrivește. Te salut, prietene. O bere? Da, hai să fie o bere. Care ți se nimerește? Îmi cer mii de euro scuze. Salut! Doriți sau nu doriți, o bere să-mi plătiți. Poftim. Mă scuzați că a fost cam puțină halbă. Mai se întâmplă de la dozator acolo să facă bulbuci mai mult. Te servim, uite, acum și pe tine. Ia de aici, două halbe la spălat. Hai că deja ne-am intrat în rutină. Nu? Am întrebat cam câte halbe pot să spăl în apa aia. Văd că e doar apă și săpun acolo. Două halbe aici, ca să le avem pregătite. Nu de altă, dar vine dracul ăla. Ăsta e frate cu ăsta, doar că unul e dintr-un blond și unul dintr-un brunet făcut. Dar sunt frați, de ei nu se cunosc. Salut, tu ești frate cu galbenul? No. Ia o bere tu. Hehe, boy. Aștept ca mâțul șoarecu să gătie ăsta odată de băut, să pună banul pe masă, să-l scot afară în șuturi. S-o bășit când a plecat. Idioților! Mai avem aici așa. Avem 95.000 bănet. Cred că la 100.000 nu știu dacă nu putem să deblocăm level 2. Dar până la level 2... mai avem două butoaie de bere, deci nu rămânem fără bere. Nu rămânem fără bere. Ia să mai punem bere, că nu mai avem. Boom! Perfect asta, cică. O verde perfect acolo. Oaleu! Asta e perfect. Cred că ne dă și bani mai mult. Ăla-i. Perfectus. Și că toată viața mea am fost un mare hălbaș. Cred că așa zice la meseria asta, nu? Hălbaș. No, n-a hălbaș, m-am lăudat degeaba. Stai, dă-mi necat. Hai aici. E, salut! Petre, dacă îți dimerezi ție berea aia răsuflată, să nu te superi. Dar... cam asta avem. Bă, stai că nu știu, fac o schemă cu tava. Ai zis că nu te super, bagu-te în buzunar. Ăla-i, să spălăm aici un pic
Am spălat. Opa, mai avem două beri. Ii, bă, cum ne facem de menuni acum cu clientul aici. O vomitat dozatorul iară. Pachetul unde ca... salut. Iarăși domnița cu ochii albaștri ca marea. Poftiți, stimată domniță, dumneavoastră sunteți sură cu albăstri ca aialaltă? Că parcă și la dumneavoastră tot asemenea. Vedeți că vi s-a târnă fusta pe bar. Mă scuzați, v-am pus pe... Opa, una nu știe ce să fac acolo la poartă. Cred că vine aici și ăsta numai ce-o vomita pe masă. Aia nu se pune aici dacă vede că... Constantine, Constantine... Din nou cu halba la spălat? Da, stai mă! Bagă tava ăsta în buzunar și n-avem cum spăla. Ok. S-a gătat apa. Am belit-o. S-a gătat apa și ne avem aici. Stimată domniță, salut! Au, neagra mea cu păr de aur, vino să te dau la aur! Palaur. Să ne luăm noi și noi de aici. Alo, era să stric după ea că nu o lăsa banii. Bă, da. Nu mai avem apă, mă. Mai vine unul, cred că l-am văzut. Încă una. Bă, dar ce beau femeile astea la bere. Jesus Christ, numai femeie am aici. Altă cu albaștri ochii. Mă băgați în pământ, mă, femelelor. De unde veniți atât de ex-exoase? Mă duc să aduc apă rapid, că nu am apă și mi se uscă berili în halbili. Au, și dansând cu bidonul de apă și aoleu. Unde îl băgăm? Atât l-am lăsat jos, să nu... Ăla-i. Ăla-i aici. 5 star. 100 de puncte în odată. Atât numai una și eu am băgat vreo 4 halbe aici. Cineva îmi fură halbele. Mă scuzați, stați să iau o halbă cu mine că... scuze-mă că te întreb. Tu ești geamănă cu aialaltă? Sunteți gemene? Surele geamănă. Au, iar o vomita așa asta pe masă. Soarta, da, o vomitat aici. Chișau și în perucă. Bă. Bălbădăc, bălbădăc, bălbădăc. Așa. Anotăr halb a dispărut. Cineva îmi fură halbele. A, nu știu cine. Salut, Petre. Ia rapid berea că... What the hell, man? Așa rău ești la burtă. Ia de aici. New level! Am făcut new level! Hai să băgăm repede bere, că avem o capră aceea care a venit acum și vrea să bea bere neapărat. Dacă nu se supără. Ia de aici. Hai să punem una perfectă, să vedem. O punem perfect sau bad. Aha, god, e bună. Ăla-i? Atât? Te-am văzut, salut. A, ia aia cu decolteu. Și data trecută, parcă tot așa erai decoltată. Erai decapotată rău, văd. Bun. Cu ce șterg aici? Ce oameni, mă, se vomite pe masă. Bă, n-am văzut asemenea ceva, mă. Hai, vine halba, halba murdară. Aruncați-o, că pregătiți berea, că vine another dănișoară. Hello? Parcă mi-ai fost așa toată. Tu cred că nu mai intri, bei, iar vii? Păi nu poți să rămâi aici, că îți dau și a doua, fără să ieși afară din bar. My God. Ăla-i. Am luat pirșeiul, 200 de... Avem 200 de galben, mă. 200 de euro i-am făcut. Ia să vedem, cu 200 de euro putem să... Să ne modificăm, să ne facem și noi build-ul mai mare. Stai așa, să servim aici un... Anotăr domnița. Bă, dar ce vin, mă, astea. Oleu. Aproape că nu poți să... Nu mai birui cu... Băi. Și nu mai am bere, trebuie să fac comandă de bere, cred. Să veniți mai lent, așa, vă rog frumos, domnițelor, că... Nu mai avem bere. Am rămas fără bere. Hai să spălăm oalele și după aia comandă la bere, rapid. Oh! Au, când am aruncat halba pe geam. Bun, au venit încă una. No, pe aia, până vine bere, n-am ce să-i fac. Unde intram? Aici la delivery. Așa, păi nu comandăm noi acum... Păi numai 10 iau, bă. Nu, iau 20.
20, că avem 100 și ne mai rămâne 125. Cu 125 putem să facem și level-ul oare? Îl putem lua 2-ul? Ba, îl luăm cu 50, mă, nu atât, ce fain e. Și uite că ne-a dispărut de aici o chestie, mă. Deci ne eliberează zona. Ce fain, mă. Aha. So, low, my man. Să comandăm un din astea. A, deci poți să pui mai să comand masă ca să pun mai mulți la masă, bă. Am înțeles. Acum a venit berea. Oh, nu mi-am luat sacul. Tot așa sub formă de sac mi-o aduce. Ăla-i. Stai un pic, domnițe, să mă așez aici. Mai râde un pic acolo, că eu pun niște bere până te dezintegrezi dumneatale de râs. Așa, perfect. Mamă, cum sună berea asta în halbă, mi s-a făcut sete. Jesus Christ. Bă, băiețanii, nu uitați, dacă vă place episodul cu acest minunățel joc, nu uitați să lăsați acolo un like și să lăsați și voi un coment la clipul ăsta, iar dacă vă place joculețul, eu o să vă... Era să plece asta, mă. Eu o să vă fac și episodul 2. Și continuăm povestea. Dacă nu vă place episodul, asta e. Lăsați totuși un like acolo, să fie primit. Eu vă dau o bere. Așa, bun. Deci l-am spălat pe ăsta. Au mai venit 2, cred că. Yep, tu cred că ai fost primul, nu? Vreau așa în ordine alfabetică. Poftim. Domnișoara cu decolteu. Ok. Nu știu de ce mă cheamă aici. Cred că pot să-mi cumpăr. Deci aici puteam să mai iau niște chestii. Ia uite, pot să-mi iau asta, una. Oh, ok, mi-am luat... Am făcut level 3, ești nebun? Mi-am luat și masă mai mare, masă pentru 3 persoane. Pe unde e ușa? O bere, vă rog, a venit Madame Laflamme. Servus, acum te servesc. Poftește. Poftește. Te-am văzut că ai scuipat o masă. Clotsano. Mai putem lua o bere aici? Putem să luăm o bere, să-l servim și pe ăsta, nu de alta că ieșim afară. Că ne-a venit... Ne-a venit mult și ați grație, masa. Mi-a venit masa, bă. A, pe tot așa în sac mi-o aduce, în boftă de asta. Atât, no, unde-i masa acum? Ferească, domnule, stai să servim pe domnița asta. Te salut, albăstrico. Cu ce te servesc în afară de o bere? Cred că trebuie să venim aici. Să apăsăm tabcică. Așa, și avem aici un... Oh, asta e, bă, fii atent. Fii atent, mă. Atât. Hei, avem și o masă în plus. Aha, ci că putem să decorăm figuri. Decorăm dacă am pe bani, nu? Și decorațiunile. Ia să vedem. Mai pot să mai iau una. Atât. Mai iau o masă. De ce? Observez ce umblu după aia de la masă la masă. De-mi sar capacile. Ok. Mamă, și asta o vomita, mă. Și aveam o părere bună despre ea. Și asta o vomat pe masă. Dar eu nu mai închid aici localul ăsta, nu? Eu vă servez non-stop. Non-stop vă servez. Vă nu fac eu milion pe milion. Auci! Era să dau un roșu. Las că vi-l las așa mai gol un pic. Mai facem și în economie. Ia uite așa, vezi? Așa să fac bani. Te duci la terasă, n-ai văzut niciodată nu-ți face... Nu-ți dă halba plină. Din 3 halbe mai face una. Eu le pun aici... Perfecte, vezi de treabă. Ăla-i.
Bun. Să luăm de aici una. Uite, bă, că au venit doi la masă, ești nebun. Nu râde, bă. Acum am la masă numai. Mamă, 6 halbe am despălat. Nu atât, dar stai că întâi clientul, nu? Trebuie să mergem cu 2 halbe. Cu mai mult ca sigur. Băi, chemeșoi, ce bei? Tu bere, așa. Prietenul tău ce bea? Tu bere. Oricum, dacă mai răghiți, vă pleznesc cu tava în cap. Ne merg nici eu. Băi, a venit masa. A venit masa, bă. Stă ăsta după mine. Mă plăte. Ăsta mă ia, mi-a bani la staționare după aia. Nu, că să nu te duci departe, chiar trebuie să comand bere. Ești nebun? O și comand. A, nu am. Ba da, am. Vreau să zic că n-am bani. Da, am bani de bere. Stai că gogoșarii pe drum nu pot comanda acum. Ăla-i. Mai facem o dată o spălare. Mamă, 7 halbe am de spălat. Ești nebun? Una. Două. 3. Asta nu vrea să intre în apă, măi, frică de apă. 4. Și se făcură 4 din 7. Cineva mă fură de halbe, dar nu știu de ce. Opa, ori lăsat ăștia bănet. Cașcaval, bă, cum să nu. Hey, boy! Deci aici am 2 halbe, nu? Hai să vedem câte spăl. Una. Și atât, mă. Deci, practic, cât te aduci pe tavă, el consideră doar o singură piesă. Am înțeles. 2 halbe, rapid, că veniră fumeile. Le-am văzut din hală. Pe tine te întreb prima, că aveți de coltuiu mai puternic. Doriți în afară de bere altceva? Ia, s-a vrut să vă mănânce. Nu, mulțumesc că vă dau bere și mă retrag. Era să mă pape aia, bă. Bun, întrebarea e, mai avem bere? Hai să umplem tot ce avem, ca și halbe. Să mai facem o comandă de bere, nu? Deja merge afacerea, dar numai pe profit nu sunt. Adică în sensul că tot investim banii, știi? Mai comandăm o masă, mai comandăm o unealtă. Și uite așa, hai acum să-i dăm pe bere, să ne mai aducă 16, că doar atât mai avem. Doar atât, opa. Corect. Ce faci, bă, Albulescule? Te salut. Tu ești Mircea Albulescu? Păi, și tu ai râgăit, să-ți fie de bine. Ăștia râgăie în continuu, aici vin, bă, dar problema e... Îmi pun o întrebare. Unde mănâncă ei? De vin aici stătui și numai râgâie la bere. Eu n-aș putea să le vând și mâncare? Oare? Ei, berea! A sosit berea! Deci că e caș ăsta. L-a stors, un caș. Atât. 3 butoaie de bere. Mai avem pe aici ceva, nu mai avem nimic. Nu tu și așa, mă. Uai, ce sorbidina. Order task. Ăla-i. Mai avem o halbă aici. Două aici. Și asta e. Hai să le mai spălăm o tură. Deci joculețul cam la asta se rezumă. Deci vei... apă. Vei face în continuu treaba asta până vei face level. După fiecare level presupun că îți dă ceva în plus. Poți să mai faci chestii, poți să-ți mai faci upgrade-uri. Mamă, ce manivelă în cap mi-am luat aici. Și uite așa. Așa se face business-ul. Bom, 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 bom. Scurios, oare mai târziu pot să mai angajez pe cineva cu mine aici? Ar fi o treabă faină. Salut. Tot bere, nu? Ca de obicei, bețivanele dracului. Așa, luați de aici și beți. Luați și beți. Ia, stai să vedem cât e ceasul, bă, nu mă pot. Iar e unul și... Încă o zi care eu n-am dormit. 3 zile de când eu n-am dormit. Eu dacă mai fac jobul ăsta, eu mor.
Mă sacrific pentru client, pur și simplu. Uite, mor aici cu el. Bă, da, nu mai ne dă nimic de aici, mă. Ia, ce că cactus, bă. Hai să luăm unul și noi, un cactus. Să nu-ți pică vine la cu căruța pentru un cactus. Ha. 30 și ne mai dă o masă. Ne face warehouse-ul de un level 1, adică ăla unde punem berea. Bă, nu cred că e necesar momentan. Atenție la scări, madame, dacă te-ai îmbătat să nu-mi cazi pe aici, că de vomitat ai vomitat pe masă, văd că... Paraschivo. S-a fost rău, bă, cu mătura, nu așa, mă. Mă, un pic, domnul căruțaș, că am avut o vomitătoare pe aici. Tocmai și-a lăsat... și-a lăsat micul dejun sau cina pe masă la mine. Așa, mi-a venit cactusul. Așa, venim lângă masă, dăm item. A, asta e a doua masă, bă. Stai așa. Mi-a venit cactusul, mi-a venit masa 2. Cactusul... A, cactusul avem aici, bă. Fii atent. Ce frumos, am pus un cactus pe masă. Bă, deja arată bodega noastră, bodega aici. Bă, dar ce... Auzi, că să cumpăr un nou level pentru tavernă. Stai așa că a venit Paraschiv, rup de sete. Servus, Paraschiv. De ce nu te așezi și tu acolo pe masa aia? Bă, nu vorbești cu mine, vezi să te pleznesc. De ce nu te așezi și tu acolo să-ți intre cactusul în nas? Că de-aia l-am cumpărat. Când ești beat mut și cazi în nas, să-ți pice cactusul. Bă, 30 de baia luăm. Uite că am luat masa asta. Ne spunea să facem combinația asta. Probabil că și aici pot să pun bere. Nu știu dacă așa sau nu. A, da, le pot pune de pe tavă. Să așez aici mai multe halbe. Dar întrebarea mea e oare... Bă, nu-i bine. O pui aici. Cât poți să stea berea după ce ai scos-o din... din butoi, adică să o lași aici, nu-ți iasă tot din ea. Eu așa mă gândesc. Bă, mă uitam pe aici că... A, urme, fii atent, bă. Trebuie să le curățăm astea. Stă cu mătura. Păi nu? Altfel, nu mai vine clientul. Petrică, dacă nu te ștergi pe șoșon data viitoare, de mături te scot afară. Ok. Ai, dacă știam că ai vomitat pe masă... Ce măturiți dădeam eu, prietene, la ieșire. Fii atent, ce ăsta au vomitat pe masă. Bă, da, nu pot eu să dorm acum, ia. Sleep. Nimic, bă, nimic. Am depășit programul cu ăștia tot timpul. Și așa e când stai după bețiv în cârciumă, nu? Trece noaptea. Ăla-i. Hai să zic că să mai cumpărăm nu știu ce pentru house. Hai să vedem, mai putem cumpăra. Cu 50 să luăm spațiul ăla. Nu atât. Am rămas pe minus, am rămas. Acum să n-am bani de bere. Să vezi ce bine-i. Opa, vine țâțoasa. Poftiți, unde vă așezați? În decolteu? De acolo, de sus, vedem bere, dar din păiangănul ăla. Bere cu pajanjan. Nu mai buia nu tavern level, că nu mai putem. Ne trebuie bani. Ia să mai fac niște... Pă. Top put. Put one. Ăla-i. Nu de asta, dar... Ne scoatem bere de aici. Dacă avem masa aia și ne lasă așa, nu se întâmplă nimic cu berea, e ok, punem acolo. Deși era mai preferabil să o pui direct de aici, de la sursă, pac, în bot. Dar na, trebuie să-ți investești în ceva banii, nu? Dacă nu investești în ceva, era să dăm una de
una de cash. Las că dăm și din astea așa mai... Hop. Ah, tu erai gusti. Stai că te servim acum. Dar te întrebăm întâi ce dorești, că așa e frumos, nu? Ok. Ia de aici. Ce o râgă aici ăla? Bă, râgă ăștia ca broscoi pe aici. Bun. Next. Problema e că trebuie să facem bani acum pentru level 2. Nu mai achiziționăm nimic până nu facem level 2. De-abia avem 25 de biștari, dar problema e că bere avem, așa că nu e o problemă mare. Să punem, să umplem masa asta de bere, ca să vadă clientul că avem bere, ok. Și mai avem 7 în bidon. Hai să le facem și pe astea. Bombu. What? Ok, hai că avem două bere aici. Direct pentru ăștia care au venit acum. Albăstrica noastră s-o combina cu unul, ci că fii atent, trebuie pe ea prima dată ce... Tu ce strămbăză, bălăsul? Cum dracu ai combinat-o pe asta? Tu atât de, atât de urât. Bun, hai să ne spălăm halba. Ceva nu știu dacă facem noi bine pe aici sau nu. Da, ne uităm. Avem 5 beri aici, de ce nu mă lasă să le fac? A, nu mai avem o halbă. Stau prost cu halbele. Am înțeles. Stau prost cu halbele. Salut, Goliat. Aici, pe la noi? Tot cu bere, tot cu bere. Hai, noroc. Hai, noroc. 35 de bănuți numai, bă, băiatule. Cât ne trebuie, mă, pentru... Hai de mine, careva iară a făcut aici de acasă, la poartă. Mi-au vomitat în cactus ăștia, mă, ce nemernici. Ia să ne uităm noi aici pe asta, nu? Ca să cumpărăm level... Aoleu, ne trebuie 100 de bănuți să ne luăm level 3-ul la tavernă. Stai așa, că nu-i așa. Stai un pic, au venit o domniță care presupun că tot bere dorești să bei. Să nu-mi cer coniac. Ei, Mucea, să nu mai vomiți pe aici, că te-am mama naibii. Ok, am dus să-mi spăl halbele, că am o masă de halbe. Bănuiesc că dă una să spăl de aici, nu? Că le duc toate odată. A, nu, două. De ce câte aduci odată, atunci îți pune să le speli. Nimic mai mult. Mai vine unul. Pregătim deja el halbos. Hăți. Serbu, scuza vodă. Hai, noroc. Flășc. Și la asta i-a scăpat pe lângă gură. I-a scăpat sub papa. I-a scăpat sub papa pe masă. 90, mă, de... Atât ce-a făcut. Pam, 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 pam. Ne vin două fufe acum. Atențiune, națiune, două fufe intră în crâjmă. Unde credeți că se așează? Direct la cactus sau lângă? Eu zic că cactus. Da. De ce am știutoare? Pentru că le place cactus. Băi, cactusul ăsta a meu atrage aici. Ia să vedem. Hui, Zăgoanga, dumneatale... Aoleu, zici că e vampir asta. Ce doriți? Carne sau... Așa. Mai am două. Că ne-or mai venit două. Deja au început masa să aibă... Să aibă priză la public. Încep să vină tot mai mulți. Tu ce vrei, bă, dreduri? Îmi place limba lor. Ia, 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 ia. Au o limbă neînțeleasă, limba bățâzilor.
Caut un bețiv să-mi traducă și nu ce spun astea. Ok. Mai putem să scoatem niște bere? Cred că 4 mai putem băga. Bun. Bun. Dacă mai rămân bani, de exemplu, să fac și o tură de comandă de bere și să fac și o tură de... Te că îți dau de aici, că se desumflă asta. Să pot să dau și update. Ce oameni, mă. Vai de mine, ca halba plină de... Plină de... bună seara! Nu întrebă, nu le dăm direct, îi întrebăm întâi ce doresc. Nu, eu vând numai bere, dar trebuie să-i întreb pe ăștia ce doresc. Știi că poate dorește careva să-i dau un pumn în gură. Animalule, nu râgâi! Mamă, ce s-au aglomerat aici, bă, băiatule. Unii intră, alții ies. Nici nu mai știi ce e aici. Jesus Christ, man. Hai de mine, și când ai mai mulți, atunci vine câte unul și vomită pe masă. Ca să stea o oră întreagă aici până ștergi. Hai de mine. Salut. Tot bere, nu? Ca de obicei. Ok. Va trebui să comand bere și apoi după ce comand bere să dau level up. Sau level up și de ce rămâne bere, eu nu știu. Aole, mi s-a gătat apa, ești nebun. S-a gătat apa, bă. Salut, mojar. Dacă îi dădeam aia cu nothing, plecau. Plecau oamenii. Ha, iar o vomitat unul. Vedeam că mai am bere, nu mai am bere. Trebuie să comand, uite acum și comand după combinația cu asta. Așa. Mă duc că deja vin astea și eu n-am bere. Am dat delivery. Băi, dar întreba apă, mă. Întreba apă, bă. Io. Elicopterul. Ram pa pam, ram pa pam pam pam. Ram pa pam 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 pam. A spălat rapid. Asta e curată, cică. Plăf. Hai că o vedi zăru. Să aibă să bea obloniștii. Să le pun bere, că nu mai am. Wow, dar ce mă știu la din astea, la halbe, numai din alea perfecte, așa le-am făcut tura asta. El perfecto. Sărbătorim a treia zi de deschidere. Ăla-i. Jesus Christ, să vină berili. Ăla-i. Ok. Hai să ne întrebăm pe tovarășul întâi. Ok. Aici avem o problemă cu domnița. Așa. Ia. Astea surorile Canibalus. Surorile Canibalus. Ui. Ala-i. Aoleu, și aici avem o din asta. O verdeață. Careva au fost pe bobotanice. Aoleu.
Madame, vous avez de bere? Sau dorit? Ai, rigăiți, vă rog. Rigăiți și vomitați. Ăla-i. Jesus Christ, deja nu mai am loc de ei. 6 halbe. Salut. Tu n-ai mai fost pe aici până acum. Ia să te impresionez cu tava un pic. Aha. M-a dus să-l spăl. Bă, grea muncă. Grea muncă asta de barman, de hălbaci. Păi ferească, Dumnezeu, te pun ăștia numai pe fugă. Și stați un pic, încă nu am... cum îi zice, n-am mâncare aici. Vedeți după ce o să bam mâncare, ce șmecherie o să fie. Iarăși a făcut unul polei la poartă aici. Exact o beri mai am. Că se servesc pe ăștia. Madam. Ei. Nio, am întrebat-o numai ce vrea. Stai liniștit că n-am pus nimic pe ea. Mă duc să dau upgrade. Vreau să dau upgrade la fortăreața aici, că bere avem acum comandată. Așa că o să mergem să dăm upgrade, cum ne spune aici. Și da, o să o cumpărăm pe 100 de peseta. Uuuu! Ma man! Deja avem vous avez de budé. Le toilet afară, bă. Mamă, și atent că mi s-a deschis pe aici, bă. Mi s-a deschis combinația pe aici. No, asta, da. Avem Buda, bă. He-he! Dacă avem și căcătoare, deja suntem din ăștia în dezvoltare, cum se zice. Ok. Iar de la capăt și ar pune bere și ar dele bere și ar pune bere și ar dele bere. Cam asta facem în continuu până ajungem la level final, cred. Sau îți curios dacă se poate să la un moment dat să angajezi personal să te ocupi de altceva. Nu știu, poate cineva să facă mâncare și tu să faci parte de băutură sau nu știu. Ar fi interesantă treaba asta. Oh. Tu vrei să pleci, eh? Mai stai un pic și bea-ți bea. Da, da. Auzi, o fi la asta. Margi, mă, nu le trai la mine. Știți, vă rog. Dar ce ne trebuie nou aici, mă? Ce ne spune aici? Aha, da, dar să te... Iaută! Iaută că putem să ne luăm tigaie. Și încă un loc la bar aici pe colț. Ce șmecherie. Și uite, loc de adus, de pus asta, dar încă nu. Încă nu le facem. Ha? Sau să le facem, că e câte 50. Așa. Deci vine o bătrână. Bă, cam multe. Vine o bătrână, ce era cu bătrâna aia? Aia ne face delivery? Sau ce? Eu, mă. Ce face baba asta are? For the client, mă. Aia, nu știu ce e cu baba asta aici, dar... Ci că se dăm bani că ea cerșește. Ea cerșește, mă. Se dăm bani. Să vadă clienții că i-am dat bani. Așa.
I-am dat 15 coin, o bată tie dumneavoastră. Păi de ce nu i-ați dat, mă, nimic? Trebuie să dau numai eu. Tu ce bei, Pavele? Ăla-i. Ăla-i. Baba, o lua banii și-o pleca, mă. Ai văzut? No, acum avem și posibilitatea de cârnați. Tăte nebuniile, bă. Să ne vină tigaia, bă, ne-a venit tigaia. Bă, ne-a venit tigaia. Da, dragi prieteni, și cam ăsta a fost episodul cu Tavern Manager Simulator. Dacă v-a plăcut episodul și dacă vă place joculețul respectiv, nu uitați să lăsați acolo un coment, un like. Și eu o să fac și episodul 2, să vedem până unde vom putea ajunge cu taverna noastră. Eu am fost Cristi Cagula, până la următoarea halbă, eu vă salut, pa, pa!